Il Fenomeno, așa cum este cunoscut de către toată suflarea fotbalistică, este din nou în centrul atenției. Problemele pe care briliantul le-a întâmpinat de-a lungul carierei au fost cauzate și de viața nesportivă pe care a dus-o. Dulăul consideră că Adrian Mutu nu ar mai trebui idolatrizat și că acesta poate constitui un exemplu pentru fotbaliștii din Liga 1, dar doar pe teren. Îmi pare rău, dar nu am. Din păcate, vedem în campionatul nostru că foarte mulți jucători încearcă să facă ce face Adi Mutu în afara stadionului. Din păcate, pentru mine, spun ca antrenor, este regretabil că acești jucători foarte tineri nu încearcă să-l copieze pe Mutu și ce face în teren. Tehnicianul FC Vaslui trage un semnal de alarmă și spune că jucătorii trebuie să ia în calcul doar evoluțiile fotbalistice ale briliantului. Mutu este un jucător remarcabil din punct de vedere fotbalistic. Ce face el în afara terenului nu sunt în măsură să discut eu și să analizez, pentru că nu lucrez cu el și nu știu care este starea de spirit a lui, starea lui sufletească, și sunt multe cauze. Însă jucătorii noștri ar trebui să vadă ce face Mutu în spațiul de joc, nu în afară. Fotbaliștii deja cunoscuți ca fiind jucători problemă sunt copiați de tot mai mulți colegi de breaslă, iar scandalurile sunt tot mai frecvente în campionatul României.